slavă lui Dumnezeu, stă în ascunderea lucrurilor. Iar slavă împăraților, stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. La săptămâna trecută am văzut cum copiii lui Dumnezeu, din anumite motive, pot să fie dat în mână filistenilor, dat în mână Satane, este scris, am citit textele. Astăzi vreau să citesc un alt text, o să fiu scurt, nu o să fiu lung, dar un text care din nou să ne punem să gândim. E așa de trist ca și copia lui Dumnezeu să nu ne punem întrebări, să nu observăm starea în care trăim, să nu ne uităm în Scriptură și să vedem diferențe între ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi și ceea ce trăim și să ne punem întrebări unde sunt lucrurile care nu le înțelegem, ce ne scapă. Și asta este foarte trist. Pentru că mă uit în Scriptură, când mă uit la învățătura Domnului Iisus Hristos, ce spune despre ucenicii lui? Printre multe lucruri deosebite, extraordinare, care spune, zice, voi sunteți țara pământului. Voi sunteți țara pământului. Țara d'August. Țara putea să fie folosit pentru la vindecarea rănilor, proprietate de vindecare, proprietate de a da gust, proprietate de a opri înaintarea descompunere. Da? Deci sunt alimente pentru a le pastra. În Africa, de exemplu, avem ceea ce se numește peștele sărat, nu peștele murat, cum văd aici, a pus în apa sărată, nu. E pește deschis, se pune mult sare pe el, este expus la soare și când se usucă, acel, știi că pește, dacă nu-l pui la rece, cât de repede se descompune și ce miros extraordinar poate să trimite în nasul tău. Dar când pui sare, acel pește luni de zile nu se strică. De ce? Pentru că sare a oprit înaintarea putrezirii. Voi sunteți sare. Cu alte cuvinte, prezența unui copil al lui Dumnezeu, îți dau un exemplu practic ce înseamnă asta. Să zicem într-un cartier sunt vrăjitor. Când un copil al lui Dumnezeu se mute acolo, toate operațiunile lor oculte sunt perturbate, sunt oprite. Pentru că există o putere care, prezența acestei putere, blochează înaintarea întunericului. Dar în ce situație suntem? Suntem în situație unde copilul lui Dumnezeu fug împotriva întunericului, fug împotriva vrăjitorilor. În anumite context, ca să zic așa. Mai există și excepții. Dar de ce vorbesc de sare în această dimineață? Matei 5 cu 13. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului. Voi sunteți sarea pământului. Acum, o să vezi în Scriptură
acest fenomen și anume, Dumnezeu să spună ceva cuiva, Dumnezeu să aibă un plan pentru cineva și acel cineva la un moment dat să trească cu totul altceva. Nu pentru că Dumnezeu nu este puternic, nu pentru că Dumnezeu nu a zis adevărul, dar pentru că această persoană nu s-a aliniat cu ce a zis Dumnezeu. Nu a făcut partea ei. Voi sunteți țara Pământului. Dar Domnul Iisus fiind proroc și știind foarte bine prin ce faze, prin ce perioade grele, perioade de ignoranță, perioade de oprimare, va trece exact ucenicii lui. Și când zic ucenicii lui, nu mă refer la cei 12, da? Mă refer la toți care o să vină și o să creadă în el. Deci, voi sunteți țara Pământului. Dar iată ce zice mai departe. Și aici aș vrea să ne dea de gândit. Dar, dacă sare își pierde gustul, prin ce își va capăta iarăși puterea de a sarea? Pentru că sare are o putere de a sarea. Acea putere de a sarea face să facă toate aceste lucruri care am menționat. Dar Domnul Iisus aici spune, dar dacă sare își pierde gustul, dacă sare își pierde puterea de a sara, tu crezi că la întâmplare el spune asta? Nu! Bineînțeles că știa că se va întâmpla. Că cei care trebuia să aibă putere de a sara, la un moment dat vor pierde această putere. La un moment dat vor alege alte lucruri. La un moment dat vor ignora. Vor unica disprețui această dimensiune a puterii. Domnul Iisus, El însuși era sare, El însuși era putere, avea puterea de a sara. Un mort a început să se descompună. Când sara a venit să opre puterea, omul a revenit la viață. Înainte să spune la ucenici, voi sunteți lumina lumii, mai întâi El este lumina lumii. Înainte că noi să fim sara Pământului sau lumina lumii, mai întâi este El și apoi El ne echipează să fim ca El. Ok. Acum, uite ce se întâmplă. Ce zice mai departe Domnul Iisus. Și aici vorbește Domnul Iisus, deci despre care tatăl a zis de el s-a ascultat. Și zice așa, atunci nu mai este bun la nimic decât să fie lepădat afară și calcat în picioare de oameni. Fratele meu, sora mea, să nu te înșele nimeni. Dacă nu ai putere, nu rămâne altă ceva decât să fii calcat. Așa este acest univers. Dacă Dumnezeu, știi, uneori nu știu, uite, chiar Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, El nu a început lucrarea până nu a venit putere. Deși era 100% Fiul lui Dumnezeu. Și sunt mulți care vor să convingă copiii lui Dumnezeu că n-au nevoie de putere. Important sunt doar copiii lui Dumnezeu. Pe, de ce Domnul Iisus, că era Fiul lui Dumnezeu, cuvânt făcut trup, de ce asta nu a fost de ajuns? De ce i-a trebuit putere? Pentru că dacă nu ai putere, dacă nu ai abilitate să aibă impact, nu rămâne decât să fii calcat. Și aici este tristețea.
D'autre part, tes copies le tournaient uni, disprétueuse qui respire pour terre. Dans une chale, tu pars tes saints primis, car il se plaint qu'une sainte calcate. Si nous, on sait que, à cette situation de sainte calcate, il y a des résultats tout direct qu'on devra ou les pas date pour terre. Deci nimeni să nu te mintă. Dacă sare și pierde puterea de a sara, va fi calcat în picioare. Putere de a sara, putere de a duce transformare, putere de a da gust, putere de a opri putrezirea. Dacă nu avem nimic din asta, pe rămâne decât să fim calcat. Te las să meditezi la cuvintele Domnului. Dumnezeu să te binecuvinteze.